Cel mai important eveniment vinicol, Ziua Națională a Vinului, revine după 2 ani de pauză. Timp de 2 zile, Piața Maria Dunării Naționale s-a transformat într-un orășel al vinului, care găzduiește 86 de vinării din întreaga țară. Degustarea vinurilor poate fi făcută la standurile celor peste 80 de vinificatori, care sunt amplasate în baza hărții regiunilor cu indicație geografică protejată. Vizitatorii au prilejul să ia parte la degustări, masterclass-uri, ateliere de meșteșugărit, precum și să se bucure de un program de zile mari cu participarea celor mai îndrăgiți artiști din Republica Moldova, cum ar fi ansamblul Ștefan Vode, surorile Osoianu și Vali Bogean Band, Pașa Parfenii, Zdob și Zdub cu frații Advahov. Am venit să prezentăm vinurile pe care le avem, vinurile seci, vinurile IGP. IGP înseamnă indicație geografică protejată, dar avem și vinuri parecat la Bucoi timp de 2 ani, ca și cum ar fi rezervele. Este vinul Cabernet Sauvignon și Merlot, sunt vinuri seci. Toate sunt disponibile pentru degustare. Великолепный праздник вина в Молдавии, в Кишиневе. После двухлетнего перерыва наконец-то он опять начал свое действие. Это хорошее начало. Люди познают все. Представлены продукции многих винодельческих предприятий Молдовы. Festivalul Vinului din Moldova, ulterior denumit oficial Ziua Națională a Vinului, s-a desfășurat pentru prima dată în anul 2002. Cea de-a 21-a ediție este organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului, cu suportul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională Moldova.